Căpșunele sunt beterminate, dar au încă prețuri destul de ridicate, chiar de 10 lei kilogramul, iar cireșele, deși sunt în plin sezon, costă tot cam atât. Din acest motiv, nici cumpărătorii nu se prea înghesuie să cumpere cantități mari, ci doar pentru consum și pentru sărbătoarea de moș, când se spune în popor că este bine să împarți pentru sufletul morților cireșe. Foarte puțini sunt aceia care cumpără pentru dulceață. Am cumpărat pentru dulceață, domnișoară, că sunt de ale noastre românești și sunt foarte parfumate. Pentru a se adapta cererii slabe de pe piață, comercianții au stabilit și ei prețul pentru toate categoriile de fructe. Căpșunele mici, bune de dulceață, sunt între 4 și 6 lei kilogramul, iar cele de consum sunt 8 sau 10 lei. Cireșele pornesc de la 6 lei pe kilogram, dar în cele mai multe cazuri se vând cu 8 sau 10 lei. Nu s-au ieftinit, sunt aceleași preț, dar se vând bine. Vindeți bine? Aproximativ, să zicem. Cumpără oamenii și pentru a face gemuri, dulcețuri sau doar pentru consum? Pentru consum. Probabil pentru sărbătoarea care va veni. Aveți cumpărători care se au cantitate mai mare pentru gemuri? Deocamdată nu, că sunt prețurile care sunt. Probabil nu-și permite.